Orice necaz are și o parte pozitivă. Totul e să știi să o cauți. Câțiva alpiniști din Suceava au transformat o conductă spartă într-un pretext de agrement. Sportivii au escaladat coloanele de gheață pe care le-a format apa scursă din țeava fisurată. Dacă ar fi să mulțumesc municipalității pentru un lucru, asta ar fi singurul lucru pentru care pot să mulțumesc. Că n-au reparat coloanele la timp. A fost o provocare pe care nu aveau cum să o refuze. Patru alpiniști din Suceava profită din plin de țurțuri de gheață ce s-au format sub podul de la Iscan și au venit aici pentru a se antrena pentru următoarele urcări care le vor face pe adevăratele cascade din România. Practic, îmi credințez viața unor scule. Fără scule, ești după un prof. Pregătiți cu echipamente speciale, cei patru temerari au avut totuși mult de lucru. E tare gheață. Da? Tare și casantă. Nu au aruncat! Au scăpat! Sunt gheață mâinile! Pe scurt! Nu țin nici colțare, trebuie să stai mai mult în mâini. Au cucerit însă până la urmă coloana înaltă de aproape 6 metri. Dar în general în România escalada pe gheață nu este un sport prea popular. Ne distrăm, am văzut chestia asta, am venit să ne distrăm. Avaria la conductă a fost semnalată de peste o săptămână, dar până acum nu a fost remediată. Faci acolo s-a spus, probabil că apa curge. Comunică direct cu râul de desubt. Iarnă în Bucovina!